Anul 2020 venise cu noi așteptări, aventuri, descoperiri, prieteni, însă realitatea s-a dovedit a fi alta. În doar câteva zile, viața noastră s-a schimbat radical. Am înlocuit școala cu calculatorul. Ne-am acoperit fețele sub măști și ne-am distanțat de ceilalți, izolându-ne în casă. Problemele pe care oamenii le întâlneau înainte au ieșit la suprafață și sunt și mai mari. Cei vulnerabili au devenit și mai vulnerabili, în special copiii. Drepturile la protecție, educație, asistență medicală, supraviețuire și libertate riscă să nu mai fie respectate pentru acești copii. Mulți părinți și îngrijitori și-au pierdut locul de muncă. Aceștia nu mai au bani pentru medicamente sau alimente, iar o bucată de pâine pe masă a devenit o provocare în fiecare zi. Școala s-a mutat pe online, devenind mai puțin accesibile, că mii de copii nu au calculatoare sau acces la internet. Pentru mulți, offline înseamnă acum sărac și izolat. Informarea incorrectă, lipsa de supraveghere adecvată și lipsa de minim necesar pentru protejare a crescut riscul infectării copiilor și în special a celor defavorizați. Stai acasă a devenit un slogan insuportabil pentru mulți copii, pentru că asta înseamnă să asiste zilnic la certuri interminabile, să aibă și mai multe lipsuri și să se simtă și mai neajutorați. Toate acestea au crescut riscul de abuz și exploatarea copiilor. Izolarea de prieteni și întreruperea bruscă a activităților obișnuite i-au făcut și mai vulnerabili pe adolescenți și tineri. Suportul psihologic pentru aceștia e necesar la fel ca și echipamentul de protecție pentru medici în această perioadă. Acum este timpul să ne mobilizăm pentru a reduce aceste riscuri prin activități concrete și rapide. Copiii de familii defavorizate au nevoie de bani pentru produse alimentare, igienice și medicamente. Ei au nevoie de supraveghere, monitorizare continuă și de suport psihologic. Părinții au nevoie de îndrumare, cum să-și petreacă timpul cu copiii lor. E nevoie de informare corect din sursele sigure și accesibile tuturor. Acum e nevoie de oameni care să demonstreze că mobilizarea și solidarizarea sunt cele mai bune arme împotriva riscurilor copiilor vulnerabili. Pe timp de pandemie nu trebuie să existe voi, dar noi, autoritățile, organizațiile publice și cele private, societatea civilă și fiecare cetățean al acestei țări. Avem nevoie unii de alții, doar împreună vom reuși.